O persoană și-a pierdut viața și alta a scăpat ca prin minune în această dimineață în localitatea Dănești, ca urmare a unor scurgeri de monoxid de carbon provenite de la o sursă de căldură. La fața locului a ajuns un echipaj ISU Gorj, care a dat primul ajutor persoanei aflate în stare conștientă. Două persoane fiind intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Ungureni, comuna Dănești. La fața locului s-a deplasat o ambulanță SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu și o ambulanță SAJ Gorj, care au constatat că într-una din încăperile locuite era un bărbat în vârstă de 49 de ani conștient și o femeie în vârstă de 79 de ani decedată. Bărbatului s-a acordat primele îngrijiri medicale, ulterior fiind transportat cu ambulanța SMUR la UPU Târgu Jiu pentru investigații medicale amănunțite. Cele două victime sunt mamă și fiu.